Sunt în parcul echipelor de pe circuitul Red Bull Ring din Austria. Bun găsit, prieteni! Spectacolul pe care ți-l oferă o etapă de MotoGP nu are loc doar pe pistă. El continuă și în tribune. Și ca să vă convingeți de asta, azi vreau să stau de vorbă cu câțiva dintre spectatorii prezenți la această competiție. Sunt prima oară pe circuitul Red Bull Ring și am vrut să văd dacă mai sunt și alți români. Nu ca să fac un recensământ idiotic, ci ca să întâlnesc oameni noi care împărtășesc aceeași pasiune. Și spre marea mea surprindere și spre bucuria mea, au răspuns tot felul de pasionați de motociclism, de la mic la mare, domnișoare, doamne și mulți entuziaști. Și am înțeles că principalul nostru actor, juniorul, este pentru prima oară la o cursă. Cum ți s-a părut? Foarte frumos. O experiență de neuitat. Asta, sunt sigur că e neuitat. Care clasă îți place sau dacă ai vreun pilot favorit? Bania aia. Mă bucur și mie îmi place foarte mult Bania aia. Dar asta nu e o obligație, fiecare are pasionat. Da. Hai să vedem tăticul pe cine admiră. Tot pe Bania aia acum, dar înainte Valentino Rossi, eram fanul lui. Da, se vede după echipament. Alt pilot favorit? Da, Valentino Rossi, acum Bania aia. În răit, rupa Rossi. S-a ajuns la tatuaje, adică aici nu-i de glumă. Hai să vedem și o doamnă dacă ne spune pe cine admiră la acest concurs. Bună ziua, cred că se vede pe cine admir, ținând cont de echipament, ținând cont de faptul că am autograf de la Francesco Baniaia. Da, deci acum e foarte ușor de înțeles care este pilotul favorit, pentru că fiecare se îmbracă în echipamentul favorit. Dar aici văd altceva. Da, așa este. Echipamentul favorit este pe mine, dar pilotul favorit e Marquez. Marc Marquez. Da. Brandul favorit este KTM. Da, e frumos. Sper să mai vină și alți pasionați printre noi. În orice caz, atmosfera este spectaculoasă pe acest circuit. Este pentru prima oară când vin aici, dar am înțeles că doamna a fost pe mai multe circuite, pe unele pe care eu încă nu le-am văzut. Acum 2 ani am fost în Catalunia, la Barcelona. Anul trecut am fost la Silverstone și acum este pentru prima dată când vin aici pe Red Bull Ring. Ce circuite ați mai văzut? Și eu am fost la mai multe circuite. Anul ăsta am fost la Formula 1 la Budapesta. Acum 2 ani am fost la Mugello. Am fost la Brno, când se ținea MotoGP la Brno acum 8 ani de zile. Este a treia oară când vin la Spielberg. Deci se vede că invitații mele au onorat oameni pasionați care au fost pe multe circuite. Nu sunt întâmplători la prima vizită. Ce circuite ați mai văzut în ultimul timp? Sachsenring am văzut aici de în fiecare an. Acum am fost și la Misano, dar doar în vizită pe la Rossi pe acasă. Am așa, plimbări. Deci juniorul nostru este prima dată la o cursă, dar sunt sigur că va mai vizita și alte circuite de acum încolo. Da, așa este. Ce șanse are de acum încolo? Avem șanse, vrem să mergem și la Misano în Italia la anul, pentru că suntem familiarizați cu Italia, am locuit acolo acum mulți ani și vrem să o luăm încet, încet, să le luăm la rând pe cele din Europa. Iată că și românii noștri sunt prezenți pe circuite. Chiar dacă se spune că românii nu au cultură moto, eu cred că au, dar trebuie să o descoperim. Prima oară la Red Bull Ring? Nu, sunt al treilea an. Adică om serios, nu? Aproape. Ce alte circuite ați mai vizitat? Nu am mai vizitat niciun circuit, doar aici acolo. Ăsta e cel mai modern, după părerea mea, și poate cel mai frumos. Nu pot să vă spun că n-am fost în altă parte, dar din ce dau seama la televizor, cred că e cel printre cele mai frumoase. Ce ți-a plăcut cel mai mult la circuitul ăsta, la cursa? Tot. De început, prezentare. E prima cursă la care vii? Nu, este a doua, am fost și anul trecut. Și am rămas surprins în continuare. Vreo deosebire între cursa de anul trecut și cea de anul ăsta? Da, piloții sunt mult, mult mai pregătiți, mai rapizi, mai... Mă bucur că ai remarcat asta. Într-adevăr, toți timpii înregistrați sunt mult mai buni decât anul trecut. Se simte un progres spectaculos. Sper că și românii o să fie din ce în ce mai mulți la curte. Sperăm să avem și noi români sus, să venim și noi din spate, numai italieni, numai spanioli.
trebuie să revenim și noi, nu? Ca să avem și români pe grilă, ne trebuie o școală și ne trebuie bani mulți, așa că eu nu am mari speranțe pentru viitor, dar asta e, măcar să fim în tribune. Cum să nu? Să fim cât mai mulți. Soția va da de gol, a spus exact unde a fost, Silverstone și așa mai departe. Catalunia. Catalunia, deci astea le știu. Ce părere aveți de circuitul ăsta? Mie, pe mine m-a impresionat. Da, e un circuit foarte frumos, super organizat. Vreau să văd și acum au organizat-o ei, că la Barcelona ne-a terminat cât de foarte bine organizați au fost. Dar parcă a fost mai mare circuitul, mai multe tribune, mai multe... și o atmosferă fantastică. Acum așteptăm aici. Aici, din câte am văzut eu, nu sunt foarte multe ieșiri, e o singură stradă principală, da, da. Și mă aștept să se facă un mare dop. Ne-au spus că o să fie dezastru cu parcarea, dar în fine, nu de asta ne interesează. Bă, noi interesează, vedem cursa, să fie fantastică, Peco să trăiască, că de-aia am venit, Ducati, dar cu toate că avem alte motociclete acasă, avem Honda, Yamaha, dar ne place. Ne place ce vedem aici, lume multă, români, am văzut și români foarte mulți. Chiar super atmosferă. Din păcate, sunt mulți care au confirmat că ar fi vrut să vină la întâlnirea asta, dar pentru că aveau locurile în partea cealaltă a circuitului, a fost mai greu. Aici, nu, în timpul cursei, nu e chiar ușor să te plimbi. E o înghesuială ca la Balamucu nou. Da, plus că pe drumul care am venit, Pedro făcea, dădea interviu, mai erau câțiva de ai lor de la Superbike, deci e dezastru să veni. Și acum s-a răia cu motocicletele în sus. Deci s-a blocat circulația, dar noi doi știam că trebuie să ajungem aici și ne-am băgat mai ușor, că fetele erau înainte, le-am trimis bumerang. Pentru că suntem înainte de cursă, vă doresc tuturor un spectacol minunat și sper din tot sufletul să ne vedem la alte curse. Deci să nu ne plouă, ar fi bine să nu ne plouă. Cu siguranță ne vom întâlni. Hotărât lucru, cursele de motociclism pe circuit se văd cel mai bine la televizor. Dar emoția pe care o trăiești aici, la fața locului, nu se poate descrie în cuvinte și este un sentiment unic. Vă sfătuiesc să faceți măcar o dată în viață un efort și să fiți spectatori la o cursă de motociclet. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!